El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne înveselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se înveselească. Fiul cel mai mare era la ugor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întârtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu s-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă înveselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne înveselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Evanghelia după Luca, capitolul 15, am citit de la versetul 11 la versetul 32. Pilda fiului risipitor este una dintre cele mai frumoase și mai fascinante pilde din Biblie. Ea ilustrează dragostea, mila lui Dumnezeu față de oamenii pierduți. În pilda aceasta descoperim un tată cu inima frântă pentru doi fii pierduți. Fiul cel mai tânăr pierdut departe de casă și fiul cel mare pierdut în casa tatălui. Amândoi fii sunt iubiți de tatăl, amândoi au nevoie de iertare. Fiul cel mic simbolizează vameșii și păcătoșii. El irosește averea tatălui, trăiește în destrăbălare, comite toate păcatele posibile. Dar în final se trezește, se întoarce acasă și primește iertarea tatălui. Fiul cel mare simbolizează cărturarii, fariseii. El nu irosește averea tatălui, nu pleacă de acasă, dar este mândru, invidios, disprețuitor și neiertător. Se consideră un om neprihănit, îi este greu să se pocăiască. Fiul cel mare simbolizează oamenii religioși care nu au nevoie de pocăință. Iată ce spune John MacArthur. Pilda fiului risipitor este ca oglindă. La început pare o poveste interesantă și emoționantă. Dar cu cât te uiți mai mult, cu atât începi să-ți vezi propria inimă. Fie în fiul risipitor, fie în fratele său mai mare, fie în amândoi. Dar Biblia nu numai că dezvăluie cum suntem, ea dezvăluie cum este Dumnezeu. Haideți să privim la contextul pasajului.
Cărturarii și fariseii, oamenii religioși, cârteau împotriva Domnului Iisus că se asocia cu păcătoșii. Păcătoșii erau atrași la el ca un magnet. Versetul 1 și 2. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-l asculte și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dragilor, Domnul Iisus Hristos a fost adesea criticat de oamenii religioși. Cărturarii, fariseii se considerau oameni neprihăniți, nu dădeau nicio șansă vameșilor și păcătoșilor. Vameșii colectau impozitele, erau urâți de toți oamenii. Sinagogile nu accepta darurile lor. Mărturia lor nu era acceptată în fața curții evreiești. Erau considerați mai răi decât păgânii. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: adunătorul de impozite este întruchiparea violenței autorizate, a păcatului legal, a lăcomiei specifice. Domnul Iisus Hristos a venit în lume pentru oameni ca ei, pentru oameni pierduți care nu se pot salva. Atât vameșii și păcătoși cât și farisei erau pierduți, erau incapabili să se mântuiască. Domnul Iisus Hristos vorbește acestor oameni religioși despre valoarea unui singur suflet. Versetul 4. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? Dragilor, asta face păstorul cel bun. Versetul 8. Sau care femeie, dacă are 10 lei din argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? Femeia ar trebui să se mulțumească cu cei 9 lei care i-au rămas, dar ea caută moneda pierdută. Asta face Dumnezeu, asta face Domnul Iisus Hristos cu fiecare dintre noi care suntem pierduți. Hristos scoate în evidență bucuria Tatălui, a îngerilor din cer, când cineva se pocăiește. Versetul 7. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Versetul 10. Domnul Iisus spune: este mai multă bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. În primul rând, aș vrea să privim la fiul cel mai tânăr pierdut departe de casă. El vine dintr-o familie bogată, tatăl său este afacerist, are mulți slujitori. În versetul 17 ni se spune că avea belșug de pâine. Tatăl este un om înțelept, un bun administrator, are succes în afaceri, familia acestui tânăr este o familie binecuvântată material. Nu i-a lipsit niciodată banii, mâncarea, hainele, accesul la educație, n-a avut niciodată stresul zilei de mâine. Dragilor, belșugul este o binecuvântare. Eclesiastul, capitolul 5, versetul 19. Dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Pericolul este să uiți pe Domnul în mijlocul belșugului, să ai o inimă împietrită. Dacă priviți la nivel mondial, țările binecuvântate material au foarte mulți atei. În China, de exemplu, 50% din populație, oamenii sunt atei. Avem 200 de milioane de atei. În Japonia, 40%. În Norvegia, numărul ateilor a depășit numărul creștinilor. În Cehia, 30% atei. Australia, 30%. În Slovenia, 28%. Belșugul poate să fie un blestem. Apostolul Pavel spune lui Timotei: căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10. Oamenii care iubesc banii rătăcesc de la credință, se străpung singuri cu o mulțime de chinuri. Iată ce spune înțeleptul Solomon: două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte.
depărtease de la mine neadevărul și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție dăm pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Proverbe, capitolul 30, versetul 7 la versetul 9. Domnul Iisus a spus de asemenea, păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Tânărul acesta este privilegiat, vine dintr-o familie bogată, dar are o foarte mare problemă. El este egoist, rebel și fără respect față de tatăl său. El vine înaintea tatălui și spune, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Nu are niciun fel de politețe față de tatăl său. În cultura antică, un fiu egoist, un fiu rebel, care venea înaintea tatălui cu astfel de cerere, era expus public, putea fi exclus din familie, era considerat mort. Asta a spus tatăl fratelui cel mare. Acest frate al tău era mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Logic, moștenirea se primește după moarte. Dar tânărul acesta este sătul de reguli, vrea să trăiască viața la maxim. O viață în lux, faimă, bogăție, popularitate, distracții, aventură. Suntem surprinși când vedem că tatăl le-a oferit, le-a împărțit averea. Tatăl din această pildă reprezintă pe Dumnezeu, care îi oferă omului libertatea de a alege. El poate să facă ce vrea, ce dorește. Dar ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Fiul risipitor a dorit să fie independent. Omul nu vrea să fie controlat de Dumnezeu. El vrea să ia viața în propriile mâini, să facă ce vrea, ce dorește. Aspiră să fie capitanul vasului său, domnul vieții sale. Ai mare grijă la rugăciunile tale. Dumnezeu îți poate da ce te rogi nu ca un gest de binecuvântare, ci ca o formă de osândă. Samson a avut femeia pe care și-a dorit-o, dar și-a pierdut puterea. Iuda a primit argintul la care a râvnit, dar și-a pierdut sufletul în iad. Fiul risipitor a obținut tot ce și-a dorit în lume, dar a pierdut părtășia cu tatăl său. Tânărul acesta privilegiat, care vine dintr-o familie bogată, tânărul acesta egoist, rebel și fără respect față de tatăl său, trăiește clipa, trăiește momentul. Versetul 13. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde a risipit averea ducând o viață destrăbălată, o viață imorală. Fiți atenți la expresia a strâns totul și a plecat. Nu înseamnă că a luat cu el pământ, mobilă, animale, posibil că a vândut toată averea, a transformat bunurile în bani și a plecat cu ei în lume. Gândea în felul acesta, aici, departe de casă, de familie, pot face ce vreau, nu mă vede nimeni. Dragilor, Dumnezeu vede totul. Ieremia, capitolul 23, versetul 24. Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul? Evrei, capitolul 4, versetul 13. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. A plecat într-o țară depărtată. De ce? Pentru că nimeni nu-i va cere socoteală pentru stilul de viață imoral și păcătos. Mulți dintre tinerii bogați din vremea Domnului Iisus au plecat la Roma sau la Antiohia pentru viața homosexuală a orașului. Doreau libertate, doreau să facă ce doresc. Țara depărtată nu este la sute sau mii de kilometri distanță. Nu trebuie să mergi în Olanda, Spania, Italia, America, să comiți toate păcatele posibile.
Poți face asta acolo unde ești, în casa ta, în orașul tău, în țara ta, în patul tău. Fizic ești aici, în locul acesta, dar mintea ta, inima ta este în altă parte, la lucrurile acestei lumi. Păcatul este la un clic distanță. Rod Maton a spus: țara îndepărtată este o atitudine a inimii, minții, sufletului, voinței și dorințelor unei persoane. Oamenii care trăiesc într-o țară îndepărtată de Tatăl trăiesc în rebeliune împotriva voinței lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu. Distanța în țara îndepărtată este măsurată de distanța dintre o persoană și Domnul Iisus Hristos. Prorocul Isaia descrie rătăcirea noastră. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Isaia, capitolul 53, versetul 6. Dragilor, fiul risipitor a risipit averea, a risipit moștenirea. Stilul de viață imoral, păcătos, extravagant, nu i-a adus libertate, ci din contra i-a distrus viața. Lucrurile care trebuiau să-l împlinească l-au golit de tot ceea ce este mai frumos, sfânt, curat și nobil. Diavolul este hoțul care vine să fure, să junghie și să distrugă. Satan oferă totul aici și acum să pierzi cerul. Păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi, te costă mai mult decât vrei să plătești, te ține mult mai mult decât ai vrea să rămâi. Moise, omul lui Dumnezeu, a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Păcatul fascinează, dar apoi asasinează. Tot ceea ce oferea Egiptul era o bucurie trecătoare. De asemenea, apostolul Pavel spune: pentru el, pentru Hristos, am pierdut totul și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Haideți să vedem acum câteva consecințe ale neascultării. În primul rând, tânărul acesta se află departe de casă, averea este risipită, duce o viață imorală, dar ajunge să fie înfometat și flămând. Predicatorul Charles Spurgeon spune că foametea este mesagerul lui Dumnezeu pe care îl trimite după copiii rătăciți. Dumnezeu a îngăduit o mare foamete, versetul 14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. Fiul risipitor este forțat să slujească porcilor. Pentru evrei, porcul era un animal necurat. Era cel mai josnic lucru pe care putea cineva să-l facă. Acolo era mizerie, era miros neplăcut. Cei care lucrează la o fermă de porci știu lucrul acesta. Asta face păcatul cu noi. Asta face păcatul, te duce în cel mai josnic loc, la faliment total. A ajuns să faci lucruri inimaginabile, lucruri păcătoase. Împăratul grec, Antiohus Epifanes, a profanat templul din Ierusalim, a construit în el un altar lui Zeus și acolo, pe altarul acela, a sacrificat porci. Evreii nemulțumiți au fost uciși, alții au fost duși în sclavie. Cei care practicau circumcizia erau pedepsiți cu moartea și evreii au fost forțați să mănânce carne de porc. Au fost nevoiți să se alipească de ceva ce este necurat. Dragilor, fiul risipitor a fost nevoit să slujească porcilor. A ajuns în această situație critică datorită deciziilor greșite pe care le-a luat în viața sa. Oare nu spune Biblia că ceea ce seamănă omul, aceea va și secera? La un moment dat Moise spune evreilor: dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Numeri, capitolul 32, versetul 23. Niciun păcat comis împotriva Domnului cu voie sau fără voie nu va rămâne nepedepsit. Iată ce spune cineva despre păcat: păcatul nu te eliberează, te zguduie.
nu te favorizează, te ucide. Promite plăcere, distracție, dar îți face sufletul amar. Nu-ți conduce viața în binecuvântare, te duce în jos în mocirlă, te clatină, te zdrobește și îți distruge caracterul. Criza prin care a trecut l-a condus la pocăință. Fiul risipitor a făcut câteva lucruri pe care trebuie să le facem fiecare dintre noi. În primul rând s-a trezit din starea în care era, versetul 17. Și a venit în fire, s-a trezit la realitate. Asta înseamnă că înainte se afla într-o altă lume, totul era ca într-un somn, într-un vis. Era înrobit de diavolul, fără putere, înșelat de Satan. Patronul, localnicii nu l-au putut ajuta, dar și-a adus aminte de tatăl și în inima lui a apărut o rază de speranță. Ce l-a făcut să se trezească din starea lui? A fost dragostea tatălui. Dragul meu, când nimeni nu te poate ajuta, amintește-ți de dragostea lui Dumnezeu. Apoi au fost circumstanțele dureroase prin care a trecut. Toate acestea au avut un impact puternic în viața lui. Uneori Dumnezeu te lasă la capătul puterilor, te lasă în suferință, în durere, să realizezi starea în care ești. Dar acolo și-a adus aminte de abundența din casa tatălui, de dragostea experimentată în prezența lui și în inima lui a apărut o rază de speranță. Psalmul 147, versetul 11. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Isaia, capitolul 40, versetul 30. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vultorii. Aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. În al doilea rând, fiul risipitor și-a recunoscut păcatul. Versetul 18, partea a doua. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Dragilor, păcatul ne desparte de Dumnezeu. Biblia spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Dumnezeu vrea să se recunoști păcatul, să-l mărturisești. Despre asta citim și în cartea Proverbe. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Proverbe 28, versetul 13. În al treilea rând și-a realizat nevrednicia, versetul 19. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Fiul risipitor era conștient că a pierdut orice drept în familie și a înjosit tatăl, a risipit averea. Singura lui dorință acum, el speră să fie rob. Mai bine rob în casa tatălui decât la porci. Cuvintele acestea, nu mai sunt vrednic, vorbesc ceva de smerenia lui. Biblia ne spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Marea noastră problemă este că noi credem că merităm ceva. Doamne, am dat bani la biserică, am făcut acte de caritate, m-am rugat, am făcut asta. Dragilor, nu merităm nimic. Merităm doar justiția, dreptatea lui Dumnezeu, condamnare la moarte veșnică. Biblia spune, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Romani 6:23. Rebeliunea spune întotdeauna dă-mi, nevrednicia spune fă-mă. În al patrulea rând s-a ridicat din starea în care era, versetul 20. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Fiți atenți că nu spune că s-a întors acasă, ci spune s-a întors la tatăl său. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Dragilor, pocăința adevărată face să te ridici din starea de păcat. Te întorci cu fața către tatăl. Mergi acasă, dar în primul rând te întorci cu fața către tatăl. Ai părtășie cu el. Relația tată-fiu este restaurată. 1 Ioan 1:6. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, fiul lui, ne curățește de orice păcat. De aceea, ridică-te, fă pasul credinței.
Una este să decizi să faci ceva, alta este să te ridici din starea în care ești. Dumnezeu Tatăl are har și pentru tine. El vrea să te ierte, vrea să-ți umple inima ta cu bucurie, cu pacea Lui. Isaia, capitolul 55, versetul 7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Haideți să privim acum la al doilea lucru și anume atitudinea tatălui față de fiul risipitor. Ceea ce vedem, dragilor, este că tatăl nu-l judecă, nu-l condamnă, ci el este plin de dragoste și de milă. Versetul 20. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fariseii, fiind oameni religioși, așteptau ca tatăl să fie rece, să nu-și vadă fiul, dacă este posibil să-l țină câteva zile prin grădină. Să respecte o grămadă de canoane, să fie expus, denigrat în public, pentru rebeliunea sa. Să lucreze pentru el o bucată bună de timp. Dar, ascultați, mântuirea nu este prin fapte, mântuirea este prin har. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Fiul risipitor n-a făcut nimic să câștige îndurarea tatălui. S-a ridicat pur și simplu din starea lui, s-a smerit, s-a pocăit și a primit iertare. Credința că tatăl îl primește a fost singura lui speranță. Dragostea tatălui este întotdeauna constantă. Dumnezeu spune, te iubesc cu o iubire veșnică. Apoi, Isaia 54:10, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milos. Nu contează păcatul, mocirla în care ai ajuns, Dumnezeu te iartă, îți oferă har. El aleargă înaintea celor ce-l caută. Isaia spune, tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine. Ceea ce contează este să-ți aduci aminte de Dumnezeu, să dorești să te întorci la El. Dumnezeu are har pentru tine. Dragilor, dragostea tatălui e demonstrată practic. A căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Alergarea tatălui spre fiul pierdut arată dorința lui puternică de a-și vedea din nou fiul. Vedem acolo doar săruturi și îmbrățișări. Dar conform legii Vechiului Testament, fiul rebel, care a adus rușine familiei, satului, trebuia să fie ucis cu pietre. Dacă cineva ar fi aruncat pietre, ar fi lovit în tatăl care îmbrățișa fiul. Aceasta este o ilustrație măreață a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi la cruce. A luat asupra Lui pedeapsa și rușinea noastră. Iată ce spune Isaia, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Dragilor, noi suntem acoperiți în neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Dar tatăl acesta, plin de dragoste și de milă, mai face ceva. Se cheltuie pe sine, dă un mare banchet. Versetul 22. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. În versetul acesta vedem cum tatăl oferă fiului trei lucruri. În primul rând o haină, în al doilea rând un inel, în al treilea rând încălțăminte în picioare. Dragilor, haina cea mai bună este o imagine glorioasă a milei, a harului și a iertării oferite de Dumnezeu păcătosului când acesta se pocăiește și crede în Domnul Iisus Hristos. Haina reprezintă neprihănirea sau dreptatea lui Hristos atribuită păcătosului. Păcătosul iertat devine acum copilul lui Dumnezeu.
Inelul în deget înseamnă că el este pus în drepturi. Tatăl nu-l primește ca sclav, ci îl primește ca fiu. Îl primește înapoi și de toate privilegiile, toate drepturile pe care un fiu le poate avea în casa tatălui. Sclavii nu aveau aceste drepturi. În 1 Ioan capitolul 1, versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii de Dumnezeu. Încălțămintea în picioare vorbește despre libertatea lui. Fiul risipitor este acum un om liber, nu mai este un argat, nu mai este slugă la porci. Iată cuvintele lui John MacArthur. Așa cum fiul s-a întors la tatăl său fără nimic, cei păcătoși se apropie de tatăl lor ceresc cu mâinile goale, care îndreptățește nu pe cel neprihănit, ci pe cel nelegiuit. Dragilor, tatăl din această pildă este un portret al lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl este iertător, milos, plin de dragoste, dar este și un Dumnezeu drept și El vrea să te pocăiești, să te întorci la El. Domnul Iisus Hristos a spus, va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. În partea finală a acestui mesaj, aș vrea să privim la al treilea lucru. Fiul cel mare pierdut în casa tatălui. Biblia ne spune că el era harnic, dar era mânios și respingător. Versetul 28. El s-a întărtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Dragilor, în loc să se bucure că fratele a revenit acasă, el are o inimă plină de amărăciune, este un om mânios, nu poate accepta mila, dragostea extravagantă pe care tatăl o arată fiului pierdut. Apoi el se autojustifică, versetul 29. Iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă înveselesc cu prietenii mei. Observați detaliile acestui verset, îți slujesc ca un rob sau niciodată nu ți-am călcat porunca, parcă seamănă mândrie. Dragilor, exact asta făceau fariseii. Subliniați expresia aceasta, niciodată nu mi-ai dat măcar un ied. Ceea ce face el aici este că acuză tatăl că este egoist sau zgârcit, deși tatăl le-a împărțit la amândoi averea. Dragilor, nemulțumirea, amărăciunea l-a măcinat în interior. Atitudinea inimii sale l-a lăsat afară noapte mânios, fără pace, fără bucurie. Dar Biblia mai spune ceva. El are un duh de judecată, el disprețuiește fratele. Versetul 30. Când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. El este plin de gelozie. Observați ce spune el, acest fiu al tău. Asta înseamnă că nu l-a mai considerat frate, ci l-a considerat un străin. El vede păcatele fratelui, dar nu vede păcatele lui, păcatele din viața lui. Domnul Iisus a spus într-o împrejurare, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți la bârna din ochiul tău? Haideți să citim acum răspunsul tatălui în versetul 31. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne înveselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. În concluzie, aș vrea să vă spun că amândoi fii au păcătuit. Amândoi au avut nevoie de iertare. Dragul meu, Dumnezeu te primește așa cum ești, El te așteaptă cu brațele deschise. Domnul Iisus a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Cerul întreg se bucură atunci când un păcătos se întoarce acasă. Domnul Iisus a spus, vă spun că este mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește.
Dragul meu, vrei tu să fii omul acela? Vrei tu să te pocăiești? Așa să te ajute Dumnezeu. Amin.